Bună seara, ne aflăm pe data de 22 octombrie, foarte frumos, fără Lapoviță. La barajul Bascov coborâm, am fost la... sus, am luat 3 oblețe. Până la ora aceastui. Unde să pitirăm ăștia, pipeci? Mij rău. Au venit niște stuși mari, i-a zăpăcit. Barajul mare și coborâm, să trăiți! Și coborâm aici să dăm și noi frumos la oblete. Cel mai frumos lac de oblete, nu Budeasa, Bascov. Te coborăm în trinși. Ia, pierd timpul pe acolo. Mai vine un banc, pac, mai dă în el, pac, pleca, n-ai luat nimic. Vrăja. Da. Frumos. Adevărat. Natură, mișcare. Domnul George este aici. Folosesc bățul Sivei, dame fine. Să ne oprim pentru... și nu deja. Siveida cu buldo. Cel iubit de toată lumea. Duceți-vă sus colo, că sare una mare de... e spectacol. Uite colea, dacă vrei și tu că... da... da, sare, să aleargă. Deci nu aici. Cum? Nu, 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 dă nimeni. Nu, nu. Starul linia? Să fie, să nu tot. Linii. Nu. Nu poți să mai faci? Sau nu? Nu mai dai, nu? Mai dai? Sau sunt și crap. Sunt și crap, mă. Păi, George, hai mă acolo, George, hai mă acolo să-l împal meu. Nu-ți pun la piatră. Hai la piatră. Aici, stăm curent și aici să ne mai mărunțești.
Stai departe, rău, e în mărâțuș. Vino încoace. Mi-a mai făcut figura odată. Da, da, stă la curent. Și ocupat, n-ai văzut? Și puține locuri. După aia m-am dus pe piatra aia acolo. Hai? Cum mai fi avut atac cu acest? Da, da. N-a vrut să-l corupem. Să schimbe loc. Că avem locuri betonate aici. Să trăiți? Vreo ștucă ceva? Nu. Era una mare în Budeasă, ne-a făcut apă mare. Știți cum a legat? Ziceați că e rechintă la Marele Alb. Serios, dracu a fost, n-am văzut așa mulți pe. Uite acolo, dacă te duci să vezi și acolo, spectacol, nu numai sara. E nebunie. Serios. Se prinde. Păi dacă dai cu lingură, dar lingură mare, trebuie să se repede, că e proastă. Trebuie să prind. Eu pe Sfântul Gheorghe am prins 20. Da? Le-am bătut numai în cap cu ciocan, cu patentul. Le mănânc mușchi. Da, serios. Că nu e limită, că e limită, parcă mușchi mi-e știa de limită. Nu știi mie ce dăm, ce limită, auzi, mă, bă, ce au ăștia acolo? Da, pe piatra aia acolo. Merge? Crezi că mai alergam eu așa de 100 la oră, vai? Mă alergam cu 100 la oră. Hai, Lare, că prins pește, stai să vezi. Stai știi să vezi, la noi n-a început pescuitul. Da, ia să te vedem. Te zic, am strânge costumul? E prima dramă. Băi, dacă știam, îți vedeam, aveam o geacă pe acolo. Bă, chiar aveam geaca aia groasă unde trăi eu în ea alarte la Drăgășani. Da, mă, venite, măi. Dacă ți se pare mult geaca, îți dăm câteva pedici. Hai să trăiești, șeful, merge clenul? Merge. Nu merge nimic? Da. Îți dau o țaparină? Să prinzi pește. Vrei să-ți demonstrez eu? Facem o ofertă, uite, 10 lei la ofertă. Eu am mai venit, da, mă cunoașteți? Merg așa prin țară și... Acum... Da, am mai venit ca să fac filmări, așa, să le arăt. Am fost la Drăgășani, am învățat la... La musculițe. S-au prins și cara, s-au prins și avat. Au lăsat și parașute și tot de plăcere. Eu n-am dat niciodată cu zapare. Ce să vă... Da, și recuperez. Și vine singur, da. Dar uite, văd că e băgat pe curent mai jos sau pe curent în față. Pe curent mai încolo. Pe curent mai încolo, da, am observat-o ce. Nu prea e în mar. Ajungem cu buldo. Ia uite, a, și-a dat un. Uite, bă, 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 i-a scăpat ștucă, uite. Știu băieți de la ștucă acolo și că i-a scăpat. Așa? Da, că mi-a fost la 10. Și-a luat câteva mâini. Dar pe fix, n-a curs apa. A, înțeles. Da, da, uite, acolo e de bine. Mergea babușca, știți când mergea? Unde aici? Da. Și când să mai dau o dată pe babușca. A dat drumul la babușca. Da. Că-mi deranjează. Dar ei toți acolo dă după ștuci. A, da. Vede? Ziceam să intru într-o zi cu barca. Să dau pe zona aia. Îi bag o muscă mare. Da, e și ziceam că astăzi mă duc și eu cu pește așa. Poate a trecut pe la Maruca. Șase. Începuse, am avut puțin malai, comisem acolo locul. Luam una după alta, ca palma așa, mai mici ca palma. Uite, acum pe seara e oră de muscărit și tot luați o jumătate de kil de blete. Dar noi, eu dau până la 8 seara. Eu acum iau peștele, nu-mi iau... Eu știu că dumneavoastră simțiți la... Da, păi și dumneavoastră să simțiți. N-ați dat niciodată? N-am dat niciodată. Eu nu sunt pescant, domnule. Eu am un site de pescuit și învăț oameni la pescuit frumos, nu... Ia uitați ce frumos, cu plăcere. Dacă ieri am învățat 25 în Drăgășani, au cumpărat lini. Cu 10 lei, vezi ceva frumos,
Și cu pește e ca lume. Aveți ocazia numai să le... să vă învăț aici în direct. Ia uite. N-ai grijă, mumelii, furnici, alea, nimic. Dai mereu cu ea. O ții 3 luni, n-ai treabă. Și cu aceeași muște, numai mă duc la magazin să mai... Am mai dat eu bani pe mumeli și pe... Nici eu bani. Nici ăștia nu se mai dă la Drăgăceni. Dacă la musca a luat avat, a luat caras, a luat... Biban, a luat toate. Babușca și vădovița și plătica de jurele sunt depășite. Ia uite cum a dat în ea. Și te distrezi matanțele. Uite, stai cu ochii fix și așa mai trezi porțile de chilar. Vezi ce... Am dat ani de zile și așa. Lansetă, ce scule. Lansetă și linia. Eu sunt putată pe business. Nu-i nimic. Vă facem un scar. Uite, un sistem simplu și eficient. Nu asta vă doreați, așa? Departe cu frânt. Îți dau de aici de tot. Parcă sunt speriați de ceva. Vrea recuperată mai potrivită. Da, dă-ți amici. La aia nu trage. Da. A fost un băiat, sunt 3 linii la aici. Mai, auziți, mai e și cum îți dă Dumnezeu, să știi. Da. Că noi zicem că facem, că drege. Dacă nu vrea Dumnezeu, nu-ți dă. Da, mulți. Păi la mine, o jumătate de oră, dacă mai ținea. Aia da, vedeți? Așa se întâmplă. Alergăm, facem și ce ne da tot aia lui. Zice că a scăpat două ștuci. Și zice unul, bă, mai du-te la biserică. Lasă băutura. La lingurile astea. La lingurile astea, John. Bă, mai du-te la biserică. Lasă pe mine. Cum e treaba? Da? Nu, sare. S-a uitat alea că le-a. Și acolo am trebuit să dau pe curent. Că nu mai fac curentul la posibil ăla. Vedem pe ce viteză o recuperăm. Trag potrivit să mai bagă. Trag repede, nu se mai bagă. Îl trag pe sub. Centru, pe acolo să mai bag.
ta l-ai luat? Uite, mă, așa să învăț o tehnică. E al patrulea? Ăsta l-am păcălit în felul următor, am tras, am oprit, s-a repezit de mine. Da, auzi, George? Da. O să plece și ăla cu ștuca de acolo. Ăla cu ștuca o să plece, mergem jos la Cătărică. Că... Da, până o pleca. Îi dăm pe curent acolo. Mergi acolo? Hai să vin mai încolo. I-ai găsit-o pe aia, ne mâncați. Păi și ștucile, ai văzut că trag, că zis ăla. Nu, la... Vezi că ai băgat musca pe fir. De ce ai făcut? Ai băgat musca pe fir, dă drumul la pick-up. Dă drumul la pick-up și trage-le în jos. Păi îți faci un reper, uite, buldul ăsta, dacă eu lansez de aici și muștul ăsta afară, aici trebuie să-l țin mereu. Ai înțeles? Îți faci un reper, așa. Așa. Mai, mai, mai. Uite-te la musca acum, mai sus, ridică. Mai, mai. Atât. Ei, ia, cam asta să fie reperul. Nu-l tragi prea sus, că le bagi și după aia când lansezi, ele agață firul și zuri pe linia. Înțeleg? Că și eu mă uit mereu. Auzi, și înainte de lansare faci așa cu degetul, uite. Pac, pac, pac. Că controlezi. Dacă e agățată, stă blocat. Și atunci te uiți, vezi, să nu fie înfășurată după vârf. Sau cu... Să-ți agăța musca ceva. A, da, 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 sunt curenții mai frumoși aici. A, pe la noi la muscă merge. Da. Vrei să le iei pe amândouă? Da. Da. Nu știu nicio de asta. Acum să intrăm cu barca și să dai niște muște. Mari. Da, o să intru într-o zi. Să-i dau cu streamer. A recuperat foarte încet, Damian, dacă tu nu, al doilea. Deci de câte recuperezi așa, la mișto, plac, de cât să-mi țin firul. Da, deci foarte încet. Da, foarte încet, Damian, dacă de cam doi. Ai mai urmărit ce a făcut Steaua? Nu. Zice că a avut meci aseară. Deja astea sunt mai reci obleți ăștia. Mai răcească apa. Recuperez potrivită. A, știi, de, știi cât de încet trebuie să recuperezi? Așa, uite așa. Da, 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 da. A dat în ea-i mea. Îți dai seama ce mișto să-i dai unde se învârte apa și colo și colo cu streamerul. Fac un balaur de la mare, să vin la Costel. Vedem pe ce vin. Aia, da! Da, că îi dai pe curent acolo.
Auzi? Știi cum? Auzi, stai cu, cu barca pe curent și dai drumul de vale și tragi la deal. Unul cu pe parte și unul pe parte. Îți dai seama cum atacă? Da. Intrăm într-o zi? Intrăm, da. De barca? E super. Și intrăm și cu... Așa intrăm mâine după masă, că nevasta e... Mâine ce e? Mâine e joi. Mâine e marți, nu știu, joi. Marți. Trebuie să mă la Alexandre, n-am făcut niciun. Hai cu punga, alfa. Hai că la noi acum începe să tragă. Mai ca ăștia marini, ia uite. Acum noaptea a început distracția. Îmi iau jnurul. Îmi dau la plătitul ăla, că nu uscă, mă. Da, păi n-am văzut niciun astăzi. Plăcere. Ce zici? Plăcerea e mare și lui. Plăcerea e mare și lui. Eu trăgeam și am simțit o greutate așa, mi-am dat seama, bă, trebuie să fie. Să fie în ea. Auzi că mi-a zis un băiat pe forum să fac din bateria de mașină, să trag două fire și să pun bec de mașină, să lumineze, aha. Să fac filmări din noapte. Mai ales că noaptea nu se petrece. Da. Deși din ce citit să-mi eu pune, era permis pe bugea ta pe timpul. Dar dacă sunt anumiți pești care mănâncă noaptea, de ce să nu-i lași pe pești pești cu oameni? Adică șalău că mănâncă bine noaptea? Mănâncă șalău? Șalău? Cum l-a dus cu noaptea rupt? Da. Atunci mănâncă mai bine. Uite că am de la ora asta până pe la 10-11. Dar am mâncat dimineața de 3 ore, după mine. Dar dacă ei mănâncă noapte, de ce nu ne lasă de tot? Îți facem gălăgie. Bă, lăsați-ne, mă. Dar nu te lasă ca să nu vedem ce fac ei noapte. Cu curentul, cu smecherii. Tu pe la bulgă. Ce? Mie nu mi-a luat musca de oblet. Cine? Tu ca? Da. Capan. Auzi? Păi zisei-l omul ăla, nu te-ai putut de mâncării? Nu, domnule, sunt pescar de plută după Buzău.
Și era, să zic, și ectumicat, adică nu vrei să ne rup tradiția. Vrei să transmiți mai departe. Știi cum se uita? La plută? Uite așa. Am vrut să-l pozez. Râsă cuțile. I-am zis doar că mai târziu să te văd cu ochelări. Nu mă crede. La câte uiți de concentrat, bă, plutea aia de 3 ore? Să mai nici să nu-i nimic ăla. Voi, sărăc, voi. Și zise că... Azi credea că se duce și el cu pește acasă. În toate partidele care le-am făcut, început să se treacă babușca și a dat aia drumul cu jumătărul apă. Și băia, nu mă duc cu pește acasă, te vezi? Dacă e relația pare, mi-a trece zi de zi cu pește. Dar nu vrea, vezi? N-are el hotărâre. Bă, dar ăla Drăgănești, cum să zic eu? Ăia parcă m-a așteptat pe mine, înțeles? Când... Nu i-am mai zis eu, venea o călare pe mașină. Am auzit că ai fluturi de alea, muște de alea. Da, domnule, la care, ce faceți cu ele? Da, e vrea unul de acolo, că ea a luat numai la chilă. Mai era unii care lua afară de la chilă, știi? E nebunit pe el, de fapt, o să-i mai nebunească că ei ajut, că acum n-au barcă și intră pe malul stâng. Dă după mașină, dar să uite. Mai să uite ca acum, cum luăm noi la pedala de 22. Obleții pe semi-întuneric. Da. Dă și la oblete, dă și la ștucă. Da. Nu, avem multe bate. Dacă intră ștucile pe muscă, o să vezi din plăci. Păi, dar am luat, mi-a pus gura pe ea imediat. Și pe golești nu luam o grămadă? Pe golești cu plumbul, cu muște, luam o grămadă de ștuci. Păi, da. Am dat odată acolo, între întâlnitură, pe Argeș cu doamne. Cu jnurul după mală, vezi, pasiunea, că n-aveam parcă, dacă l-am barnat. Bă, și cu o muscă galbenă, s-a dus, a pus gura pe ea și eu mă uitam la ea, nu sunt. Înțeleg? Aia lucrează și frumos, nu e ca pe ea. Tu știi ce sunt bune aici? Nu linguri ce dă-știa, că... Mai o păcărăție și la linguri, ca zic, ca rasta, zicea. Voblerile alea au blit. O rupă aia. Am salul ăla. Da. O rupă aia. Eu dădeam pe Argeș, luam câte 3-4. Și tu se bagă oriunde el, vede pe ăla grostuț. Și mai au ăia de la salmă, unul nu oblete. E, grostuț așa e, cilindric așa și frumos colorat. Zici că e babușcă, da. Cu verde, cu pictatul. Nu, ăla are 7 centimetri. Nu dă 5. Ăla e bun. Am luat și cu ăla. Hai să mai dăm. Aproape am recuperat când se întinde o leacă strună. I-a dat în ea. Ce căutăm? A oprit barajul, a?
A George? A oprit barajul. O ia apa înapoi. Păi oprește-mă că e secetă numai. Oprește că e secetă.